Kiss Radio. Neața bună, fără 5 minute, Adina Zisu a revenit cu vești despre vreme. Nu știu dacă să mă bucure sau să mă supere. Habar n-am, am așa, mixed feelings. În orașe e frig în continuare, la munte ninge. Despre asta este vorba. Oare se schiază? Nu e ceva, bă, da. Se schiază? Este zăpadă pe curte. Joi, îți dai seama, joi. Lasă joi, 21 martie nu putea, se schiază. Da, nu putea și vremea să se vorbească cumva cu schiorii, să fie în weekend. Sezonul de schi poate să țină până la jumătatea lui aprilie, poate chiar Doamne sfârșitul ajută. Lui aprilie. Depinde. Doamne ajută, așa să fie. Știrile cu Nadina Zisu chiar acum pe Radio Impuls și pe Canal de 2. Așadar, ninge abundent în centrul țării. Drumarii brașoveni intervin în aceste momente cu peste 50 de utilaje de dezăpezire în zonele afectate. 200 de materiale antiderapante au fost folosite până acum. Restaurantele, barurile și cantinele din România vor fi obligate să ofere gratuit apă clienților care cer asta, potrivit unei legi care a fost votată de deputați. Inițiatorii proiectului spun că asta este o normalitate în Europa și că nu vor fi reduse astfel încasările companiilor care îmbuteliază apă. Prețul aurului continuă să crească. Noul record istoric a depășit pragul de $2200 pe uncie. De la jumătatea lunii februarie, prețul metalului prețios a urcat la aproape 12%. Țigările electronice sunt la fel de periculoase precum cele clasice, spun mai mulți cercetători britanici. Specialiștii au analizat mostre de celule din interiorul cavității bucale de la fumătorii de țigări electronice și le-au comparat cu cele de la fumătorii de țigări clasice. În cazul ambelor grupuri, ADN-ul celulelor a prezentat modificări similare legate de riscul de a dezvolta cancer. Este anchetă la London Clinic, spitalul unde a fost operată Kate Middleton. Cel puțin un angajat a încercat să acceseze ilegal sistemul și să sustragă documente din dosarul medical al prințesei de Wales. London Clinic și-a câștigat notorietatea în rândul celebrităților tocmai prin discreția de care a dat întotdeauna dovadă. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, cere despăgubiri de 100.000 de euro după ce imaginea ei a apărut în videoclipuri deepfake pe site-uri pentru adulți. Dacă va câștiga procesul și va încasa acești bani, Meloni promite să îi doneze unei fond destinat femeilor care au fost la rândul lor victime ale acestui tip de agresiune, scrie BBC. Google anunță că a reușit să folosească inteligența artificială pentru a prezice inundațiile cu până la 7 zile în avans. Cu ajutorul învățării automate, instruite de măsurători ale nivelului râurilor, altitudinii și terenului, cercetătorii au reușit să realizeze predicții corecte în ceea ce privește inundațiile. Iar o broască testoasă în vârstă de 192 de ani a intrat în cartea recordurilor de 2 ori. Este cea mai bătrână broască testoasă din istorie. Jonathan a trăit într-o perioadă în care nu exista nici telefonul, iar de-a lungul vieții a cunoscut mai multe personalități, printre care și regina Elisabeta a II. Și cu această informație am încheiat știrile dimineții. Sunt Nadina Zisu, vă dau întâlnire și mâine, vineri, pe Radio Impuls și Canal de 2. Zi faină! Dimineața pe 2. Dimineața pe 2 on Impulse Radio. Nu am mai avut de mult animăluțe. Oare l-a cunoscut și pe Iliescu? Cred că avea toate șansele. Cred că broasca țestoasă nu se născuse pe vremea aia. Se poate și așa. Dacă e să mă întrebați. Da, foarte drăguț. 192. Aproape 200 de ani, da. Uneori îmi doresc să fiu broască țestoasă. Da, de ce ți-ai dori asta? Da. Săracele ele oare vor să trăiască atât de mult? Păi știi de ce? Vai, dar cum să nu vrea? Dar cred că oricine vrea. Dar am casa mea. Aia e chestia. Da, broască țestoasă. Nu, nu mai fac credit la bancă, trăiesc și mult și dacă nu vreau să nu primesc musafiri, nu au cum să intre în casă. Te bagi singur la tine în casă și gata, nu mai faci nimic.
Într-adevăr, trebuia să avem și știri cu animăluțe, dar avem și știri cu zăpadă. Sper să, habar n-am, să ne bucurăm de ea așa cum putem, în special brașovenii, sper că se bucură. Noi, cu puțin noroc, în weekend o să ne bucurăm de soare peste 20 de grade, ca să vezi cum e primăvara asta. Ba zăpadă și sărărițe, ca așa le spune. Sărărițe, sărărițe. Alea care dau cu, care sărează drumul. Sau zăpada. Ba cu soare, dar mâine ne bucurăm de weekend. Să nu uitați că avem și petrecere live mix de la DJ Yves La Troa. Facem repetiția generală pentru weekend și mai avem niște chestii foarte tare. Mâine dimineață de la 7 pe Radio Impuls România și Canal de 2. Pupi! Ne reauzim! Pa, pa!